Potrivit unei dispoziții a primarului capitalei Ion Ceban, în fiecare zonă se permite amplasarea a unei singure unități de comerț ambulant, iar în spațiile cu circulație pietonală intensă, până la 3 gherete sau rulote. E foarte bine. Avem unde să bem o cafea, să mâncăm un croissant, e bine. Dezinfectantul folosim, șervețelile folosim. Văd că domnul are mănuș, servim cafeaua la distanță, într-o parte, pentru că nu avem alte localuri, da, nu avem unde ne așeza, să putem să servim o cafea, o servim așa, în stradă. La momentul dat ne aranjează, așa cum este. Vânzătorii spun că respectă cu strictețe toate măsurile de prevenire a COVID-19. Ca măsuri de protecție folosim șervețele umide, dezinfectant, folosim măști de protecție și mănuși, ne străduim să respectăm distanța socială. Am făcut pe jos niște semne ca oamenii să țină distanța corespunzătoare. Înainte aveam vânzări mai mari, acum desigur sunt mai puține, oricum oamenilor le este frică. Viceprimarul capitalei Inga Ionesi a declarat că acest gen de comerț este prevăzut doar pentru perioada estivală. Ulterior, agentul economic va evacua rulota sau ghereta odată cu expirarea termenului prevăzut în autorizația de amplasare. Comerțul ambulant stradal va fi organizat până în data de 31 octombrie. Veronica Leșco și Nicolae Vasiliev pentru Accent TV.